Supus mai întâi dezbaterii publice, apoi aprobării consilierilor locali, regulamentul de ridicare a mașinilor în Slatina a primit și ultimul aviz de legalitate și este în vigoare. Avizul a fost pozitiv din partea prefecturii, regulamentul a fost în sfârșit aprobat. Va urma, să spunem așa, o perioadă de informare către cetățeni de o lună și ceva, aproximativ, după care sperăm ca undeva în luna martie să-l punem și în aplicare. Este un regulament pe care, bineînțeles, să știm cu toții, care se referă în primul rând la mașinile staționate sau parcate și care nu respectă regulile de circulație, pe de o parte, iar pe de cealaltă parte se referă la ridicarea mașinilor abandonate. Ridicarea mașinilor parcate ilegal se va face la sesizarea poliției locale sau a poliției municipale. Reprezentanții Direcției Administrarea Străzilor și Iluminatului Public vor asigura ridicarea, transportul și depozitarea autovehiculelor. Pentru recuperarea lor, proprietarii, persoane fizice sau juridice trebuie să plătească o amendă de 300 de lei sau 150 de lei în 24 de ore. Iar dacă vor lăsa mașina în depozit, vor plăti câte 50 de lei pentru fiecare zi care trece de la întocmirea procesului verbal de ridicare și până la revendicarea mașinii. Sancțiuni mari sunt și pentru cei care își vor lăsa mașinile vechi abandonate în parcări. Noi vom încerca și prin aparatul propriu, prin inspectorii de specialitate, să identificăm cât mai mult aceste vehicule, dar și cartierele în care se află, dar ne bazăm în cea mai mare parte pe sesizările cetățenilor, pentru că, pentru că dumneavoastră știu cel mai bine ce se întâmplă în parcările din propriile cartiere. Quantumul pentru ridicarea acestor vehicule abandonate este de undeva la 200 de lei. Înainte să treacă la ridicarea mașinilor, autoritățile și-au propus să informeze pe cât mai mulți șoferi cu privire la măsurile care vor fi aplicate, cel mai probabil din luna martie. Din primăvară, e adevărat, vom începe, așa cum am spus, cei care consideră că încă ar putea să parcheze sau să staționeze, ca și până acum, acolo unde este interzis prin indicatoare sau cu atât mai mult la petrecerile de prieteni sau imediat apro vecinătatea acestora, să se aștepte la ridicarea autovehicului respectiv. Cu aceste măsuri, municipalitatea își propune să fluidizeze circulația blocată de multe ori de mașinile parcate la întâmplare și să elibereze parcările de rable.